Fetița de 7 ani a plecat de acasă împreună cu fratele ei și cu un alt copil. Nu era pentru prima dată când se juca pe marginea Ialomiței, după cum povestește chiar bunica acesteia. Păi, băi, e cea mai făcut cu doi copii. Adică un fratele ei și un bărt al ei. Și ceilalți copii ce au zis? S-a alunecat? Ce-a a vrut să facă? S-a alunecat ăla fratele, adică s-a jucat cu bărt în apă. Eu cred că ea s-a jucat cu bărt, zice că am plecat și am căzut cu nasul în apă. Copiii au alertat localnicii, care au sunat imediat la 112. Și am fost anunțați prin dispeceratul inspectoratului că pe raza localității Pucioasa, cartierul Pucioasa sat, o fetiță a scăpat în râul Ialomița. Am venit la fața locului cu 2 echipaje, cu barcă și echipaj de prim ajutor cu ambulanță. Și din primele cercetări, din numele care s-au găsit acolo și declarațiile celor care însoțeau fetița, respectiv fratele acesteia și un văr, am constatat că fetița căzuse în apă. Am început căutările, din păcate până la această oră deocamdată nu am găsit-o. Au trecut mai bine de 2 ceasuri de când fetița a alunecat în râul Ialomița. Pompierii și localnicii o caută și la această oră, însă s-a lăsat în întunericul. Întunericul și curenții extrem de puternici au convins autoritățile să renunțe la căutări după aproape 2 ore. Operațiunile vor fi reluate în cursul dimineții. Vom reveni cu noi amănunte.